Accidentul rutier s-a petrecut pe drumul național 7 la ieșirea din Simeria spre Deva. Șoferul unui autotren nu a păstrat distanța regulamentară față de un autobuz care circula în fața lui și l-a acroșat, apoi a intrat pe contrasens, unde a izbit un alt autoturism. Șoferul acestuia din urmă a fost grav accidentat. Autotirul n-a păstrat distanța, a mers față de autobuz, acrosându-l, a intrat pe contrasens, acrosând autoturismul marca Audi, care a ieșit în afara părții carosabile. Din incident a rezultat bătemana unei persoane. S-a intervenit pentru descarcerarea unei persoane de sex masculin care se afla într-un autoturism Audi în afara părții carosabile. A fost transportată la spital. Circulația în zonă a fost blocată aproximativ 2 ore, iar mașinile au fost dirijate pe rute ocolitoare, în special pe tronsonul de autostradă Șoimuș-Simeria Veche.